Potrivit unei analize a celor de la Washington Post, chatbotul Bing al celor de la Microsoft pare că a luat o razna și a devenit agresiv cu utilizatorii în încercarea sa de a copia comportamentul uman. Însă specialiștii în domeniu vin cu explicații și spun că un astfel de sistem nu reprezintă un pericol și funcționează în raport cu cerințele utilizatorului. Există trei tipuri de inteligență artificială, trei clase, să spunem. Cea slabă, cea puternică și cea generală. Cele mai multe sisteme de AI, cele care ne înconjoară în zilele noastre, în viața de zi cu zi, sunt cele încadrate în clasa de AI slab, adică create pentru a efectua sarcini simple și limitate, cum, de exemplu, toată lumea cunoaște Alexa, Google Translate sau, de exemplu, Siri. Sistemul de tip inteligență artificială este unul din categoria celor slabe, însă cu o capacitate informatică extrem de încărcată. Chatbotul Bing al celor de la Microsoft are date echivalente celei mai mari biblioteci din lume. Când ne referim la acest GPT-3 care stă la baza Bing-ului sau integrării cu Bing-ul, el este încadrat la categoria slabă a AI-urilor și este un exemplu de sistem de limbaj natural și bazat pe o rețea neuronală masivă. Această rețea neuronală a fost încărcată cu niște date. Adică, la ora actuală, ChatGPT are în el, de fapt, tehnologia care stă la bază GPT-3-ul, are 570 de gigabytes de date, echivalentul a de 10 ori mai mult documentele care există acum în Biblioteca Congresului SUA, care este, după cum bine știți, cea mai mare bibliotecă a lumii. Prin urmare, sistemul necesită timp pentru a învăța la rândul său cum să folosească informațiile pe care le primește de la utilizator. În fapt, chatbotul Bing nu este malefic, ci doar se adaptează cerințelor din partea oamenilor. Având la bază un așa imens volum de date, el trebuie să învețe. Să învețe să le înțeleagă și ca ulterior să răspundă la întrebările utilizatorilor. În ciuda capacității sale de a învăța repede, adică el are o capacitate extraordinară de a învăța, dar faza aceasta de ajustare, educare, este lentă, deoarece aici este nevoie de intervenția umană, iar crearea unor categorii generale precise pe care să se lucreze și pe care să fie limitate este foarte dificilă, deoarece nu se pot anticipa aceste date de intrare introduse de către utilizator în sistem.